lume, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră Minecraft Bedwars. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să instați, să lăsați un like și haideți să începem acest episod. Am mai filmat Minecraft Bedwars de foarte mult timp, cel puțin de peste o săptămână, presupun. Nu am mai filmat de ceva timp, pentru că am filmat în ultimul timp Clash Royale și Bedwars. Clash Royale și Bedwars, doamne, mai că nu mai să mai vorbesc. Clash Royale și Build Battle, m-am apucat de foarte multe serii noi și am uitat de seria noastră legendară Bedwars. Cum să uităm de seria noastră? Să nu acum mai știm să mai jucăm, lăsați și voi un like pe mai doriți episoade. Și haide să vedem cum o să ne descurcăm. La un moment dat aveam un timp când mă jucam Bed Wars în fiecare zi, dar acum chiar nu m-aș fi obișnuit. Cred că mi-am ieșit puțin din mână, dar o să ne revenim eu. O să ne revenim noi cât de curând ar trebui așa. Și suntem white, apropo. Ok. Hai să vedem cum o să ne descurcăm. Sper că începe să latre, nu știu de ce. În fine, hai să vedem. Nu știu dacă doar mi-am pierdut eu răbdarea sau nu mai îmi dau seama când pică 7 gold, ok, finally. Mi se pare că pică la fel de lent, dar nu-mi dau eu seama. Mă gândeam că pică mult mai lent, de 100 de ori mai lent. Și știi, când mă jucam atunci, în perioada aceea, în fiecare zi build battle, mamă, deci creierul meu ia razna. Când vreau să zic Bedwars, zic Build Battle. Când vreau să zic Build Battle, zic Bedwars, marș, frate. Așa, când jucam fiecare zi pe atunci Bedwars, chiar aveam impresia că resursele cădeau mult mai rapid. Bă, băiatule, ce vrei tu să faci? Bă, băiatule, chiar vrei să o dăm pe Smart Duel aici, nu? Hell no! Îl las doar pe el să vină la mine. Când văd tactica asta, când vrea să pună blocuri în sus, nu mersi. Nu mă bag acolo și nici voi n-ar trebui să vă băgați, pentru că n-ai cum să mai ieși, frate. N-ai cum să mai ieși din tactica aia. Dacă te-a prins sărind pe tine, bă, băiatule. Mori dracu, ok, bun. Ar trebui să mă duc acum repede pe el. Chiar nu știu, ar veni repede pe mine, îți dai și seama, dar... Gata, măcar am un drum full până la el. Nu știu dacă o să-l distrugă. Păi da, mai du-te în pana mea, crezi că eu glumesc aici cu tine? Ok, asta a fost mai ușor decât m-aș fi așteptat. Ce-i asta? What the fuck? Ăsta e un nou update? Cât costă chestia? A, bă, nu, nu e un nou update, mă, bă, Cristi, ești retardat. Ok, adevărat, mi-am și ieșit din mână pentru că nu mă... Deci cam pareză pe mouse, mai știu să mai joc bine. Dar, în fine, acum putem să avem o armură de iron pentru că avem 12 gold. Mai avem aici niște gold înăuntru, dar o să lăsăm și pe ăsta aici pentru că nu prea ne trebuie. Care era insula cu diamant? Aia era insula cu diamant. Ok, văd că nimeni nu este aici. Dar cred că am și eu acolo insula cu diamant. De ce să... De ce să o fac aici și să nu o fac acolo? Ok, și destul de mulți au fost eliminați. Au fost eliminat grey, pink. Pe pink l-am eliminat eu. Aqua, blue, ok, și mai suntem noi, frate. Oamenii legendari care o să câștige acest match. Mă, fii atent cum a căzut ăla. Cred că a fost și eliminat. Pentru că, ia, cine nu era eliminat? Cred că yellow nu era eliminat până acum. Dar a ieșit și ăla din joc, pentru că ne-a cam stricat distracția. Ok, nu mai știam pe unde să merg. Pe aici e drumul. 4 diamante, te rog. Mulțumesc, puteți să ne punem sharpness acum. Bine, puteam să profit de generatorul ăsta de diamant un pic mai înainte, pentru că s-au făcut ăștia de mult și aia nu se mai generează după 4. 4 se generează maxim și de-aia faza nașpa. Nu știu ce aș mai putea să mai iau de ăștia. Cred că o să-mi iau unelte. O să încep să-mi iau unelte de acum, pentru că nu prea mai am ce să mai fac cu ăștia. Așa. Și mai băgăm de astea de iron aici, pentru că este total de folos. Nu trebuie nimic mai mult de atât decât dacă dai de player de aceea cu obsidian, bază de obsidian. Și asta o să fie nașpa, dar nu prea cred că o să dăm noi astăzi de unul dintre acei playeri. Până atunci nimeni nu pușează, nimeni nu face absolut nimic. Redbed. Ba da, a fost distrus Redbed-ul. Vreau să zic că nimeni nu face nimic, dar s-a distrus patul roșu. Acum doar mai trebuie să moară la de la red. Nu știu unde e, dar ar trebui să-l omorăm noi.
Până atunci hai să facem un drum până pe insula din centru ca să vedem cine este acolo și dacă nu este nimeni, totuși putem să luăm o grămadă de resurse, să vedem dacă putem face rost de câteva emeralde. Aici nu este nimic, hai să mergem direct în centru. Ok. Un emerald foarte frumos să se spawnează în următorul minut, nu prea mai avem nevoie. Deci cred că a fost cineva prin centru destul de curând, dacă este doar un emerald pe aici. Dar a fost cineva acum scurt timp, pentru că trebuia să fie două dacă nu fuseseră nimeni. Și a murit red, ok, mai sunt doar eu cu green. Wow, ok. Mai sunt doar eu cu green. Bun. Trebuie să-mi iau o sabie. Cred că mă duc să-mi iau o sabie. Acum facem rost de sabie de diamant și nu cred că o să ne mai deranjeze nimeni. Noi aducem și pe celelalte două generatoare ca să ne facem rost și de un arc și asta o să fie tot ce avem de folos. Luăm 4 diamante de aici ca să fie și mai bine. Putem să ne punem protection 1. Pentru protection 2 ne-ar mai trebui încă 2 diamante, într-un fel 6, dar nu știu dacă putem să le luăm și pe alea. Am auzit o bombă. Oh! Oh, mă! De unde a apărut ăsta? Și de ce nu cade? What the fuck? Ok, ni s-a distrus patul, tipul ăla nu cădea, what the fuck, nu știu ce era cu el acolo, dar... Nu știu de unde a apărut, ok, trebuie... Acum, joacă bine, tipul, ok, asta e nașpa. Asta e nașpa, rog, trebuie să avem grijă. Trebuie să avem mare grijă acum. Deci avem protection. Avem ceva gol pe aici? N-avem deloc. Hai să ne vizităm cealaltă insulă. Nu știu pe unde a venit. Pe unde e green? Nu știu pe unde a venit. Credeți-mă că nu știu. Cred că a avut Ender Pearl, dar nu cred că ar fi folosit el un Ender Pearl doar să fac chestia asta. Bine, faza nasoală e că am rămas ropat și asta este nașparul de tot. Trebuie doar să mă asigur că nu mai mor. Și 16 săgeți. Ne-ar mai trebui încă ceva gol ca să mergem să-l înfruntăm pe ăla, pentru că mi-ar mai trebui, cred că, și un gol de rampă. Am deja unul, dar e ultima bătălie, bătălia finală. Bine, și ar trebui să-i distrug și lui la patul până la omor, pentru că mai e o problemă. Patul lui, fii atent. Ok. O să mai luăm noi goldul ce s-a mai spawnat aici. Putem să mai luăm câteva săgeți. Cred că o să iau de toți banii, mai exact. Mai exact 40 de săgeți și cred că asta o să fie ok. Da, mă! Ușa ăsta se duce în centru numai ca să-și... Dar știe, mă, se bată, mă, știe, se bată, nu-i bine. Nu-i bine. Și de fiecare dată o să se ducă în centru să ocolească toate alea doar ca să ia un golden apple, un ender pearl să-mi distrugă mie, să mă omoară pe mine. Să mă omoară pe mine, să mă omoare pe mine. Nu mai știu să mai vorbesc română, ce se întâmplă. Utility, hai să luăm un golden apple, pentru că ăsta o să ne ajute mult, pentru că nu mai avem niciunul. Și asta o să fie salvarea noastră. Faza asta e că e puternic. Știe cum se joace, știe PvP. Dacă era un pur și simplu fraier de la care doar are o bază și șmecheră, bine, era și ăla destul de greu de înfruntat, dar și ăsta știe să se joace. Nu e jucărie. Nu știu unde e drumul lui către baza lui. Acolo? Wow, ok, bine. Bă, băia. Oh, shit, am dat cu arcul în fireball-ul lui, lol. Holy fuck, nu cred că am făcut așa ceva. Mamă, dar știe să joace, mă, băia. Tăte, drag. Ok. Am rămas... Mamă, cream că am rămas fără blocul, nu cred. Sper că n-are cu ce să mă împingă. Pentru că o să mor dacă face asta. No shit, Chrissy. Mamă, mamă, ce drumuri de căcat. Zici că sunt străzile din România. Nu, am văzut ăla și voiam să mă apăr, dar n-am avut reacție. Marș, mă, de aici. Well played, oricum. Mamă, pentru totuși primul nostru meci de Bed Wars după ceva timp. Pentru că dacă nu te joci chiar și o săptămână, îți iese din mână. Pur și simplu, nici eu nu mai știam să mă joc bine. Mi se mișca mâna destul de ciudat, dar nu cred că mai avem timp să mai intrăm încă la un match, decât dacă o să-l pierdem, pentru că deja am filmat 10 minute și dacă o să câștigăm pe următorul o să fie episodul de jumătate de oră și nu avem timp de așa ceva. În fine, cam atât a fost, frate, cu acest episod. Dacă mai vreți să vedeți episoadele de Bed Wars, să lăsați un like la acest episod, poate o să mai apară și mâine un episod de Bed Wars, nu știu, vedem. Cam atât a fost cu acest episod, fraților. Eu am scris și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa. Wow.